face, băi. Ajuns la capătul unui drum lung și greu, copiii s-au pregătit enorm pentru aceste câteva minute concentrate de magie. Și-au luat numele de scenă dintr-un film, Battle of the Year, în care exista o trupă, Dream Team, o formație cu un talent fără egal în lume. Echipa de vis se numește Șansa Lor, ultima șansă de a avea un loc asigurat în trenul învingătorilor. Bobo, Dragoș, Andy, aveți grijă ce spuneți. Eu sper din toată inima că v-a plăcut, că dacă nu, am dat de părinților. Dar zi-ne cum ți s-a părut momentul. Ce, plin de energie, foarte frumos, totul fresh și original, asta mișcările foarte bine puse la punct, mi-a plăcut. Păi și vorba ta, cum să zici ceva când toată sala tasul măsa aceea de bușumeală, ajungem și prin ziare. Ce a zis, mă, ăla? Nu i-a plăcut? Eu nu cred că mai prinde nici ziarele, Bob. Da, nici ziare, nu e... Direct, aveți direct ceva salvarea. Întrebare. Vă v-a plăcut? La presiune. Ia să vedem. Fetelor, dansați cu foarte mare chef de viață. Pe bune, dansați bine. Mulțumim. Și mai aveți ceva. Aveți expresiile alea pe față. Păi asta trebuie, nu? Adică energie așa, până la capăt. Joacă și cu sistem, de asta fac schimbări la pauză, că am văzut că el a stat puțin, el a stat și a zis, stai că intru când, știi cum e, că la început, lași un pic să se încingă atmosfera, după aia vii. El a venit exact când i-a fost de cules caimacul. Vedem ce simțim acum când vom vota. Eu aștept și eu momentul ăla, nu știu câte sezoane trebuie să mai fiu aici, în care Andra să simtă nevoia să vină între voi să danseze și cu voi scena. Puțin așa la... Că te-am văzut la România au talent când erai tu mai mică. La Dansez pentru tine. La Dansez pentru tine, da. Îți spun eu, nu anii sunt problema, doar câteva kilograme pe care trebuie să le dau jos. Ai, nu, deci când voi slăbi... Năsuc, pe bune acum. Nu te respecti aici. Nu, dar nu, știi cum e, după ce câștigi Dansez pentru tine, nu mai poți să mai... Da. Ia să vedem, da, Andy. De la mine e un da. Ia zi, Dragoș. Eu? Da. Da. A
Aveți da, pentru că abia aștept să vă văd în etapa următoare. Ia uite. Bobo! Din partea mea aveți un... Mulțumim! Ce să zic, când ceva strălucește, eu mă duc spre el, spun da, vreau, vreau să văd așa ceva. Așa că ne vedem în etapa următoare, mulțumim! Dream Team! Echipa de vis are acum de ce să privească înainte cu îndârjire. Ultima șansă a fost fructificată din plin.